tot timpul m-am simțit iubit de Dumnezeu și m-a obsedat Dumnezeu, pentru că la noi în familie se citea, seara tata citea Evanghelia cu voce tare, nu ca o carte sfântă, ci ca o carte de învățătură. Și mi-au rămas aceste povești, aceste pilde, aceste parabole care m-au urmărit toată viața și care m-au făcut să găsesc căi de a le împlini, de a le căuta și de a le împlini. Cred că e cel mai mare dușman al meu. Da. Cel mai mare dușman al omului este el însuși. Pentru că nouă ni s-a dat ceva care numim minte. Minte. În filozofia occidentală, mintea are o explicație și un sens. În filozofia orientală, o altă explicație și un alt sens. În filozofia orientală, mintea, la noi în Occident, se referă mai mult la creier, la simțuri, la sistemul nervos. În filozofia orientală se referă la un continuum energetic care are putere cognitivă, deci putere de cunoaștere. Ceea ce este mult mai tainic și mai adevărat. Și atunci mintea este cel mai mare ajutor al nostru, pentru că ea gândește, își amintește, face planuri de viitor și ne întreține existența, dar în același timp este și cel mai mare dușman al nostru, pentru că ne îndeamnă întotdeauna la lucruri care nu sunt bune, care intră în zona răului, în zona păcatului, ca să zic așa. Și atunci, în Orient, sunt școli și căi de a-ți îmblânzi mintea, de a o face să intre sub un control, ceea ce la noi în Occident nu este. Este extraordinar. Ei învață deja de mici cum să-și stăpânească mintea și cum să se ferească de stres și de alte lucruri. De exemplu, perșii reprezentanța Iranului de astăzi își dădeau copiii la școală de la 5 la 18 ani. Și în această perioadă învățau trei lucruri. Să călărească, să treagă cu arcul și să spună adevărul. Ceea ce pentru noi e ciudat și surprinzător. Noi când spunem adevărul, spunem că avem curaj. Deci are curaj, a spus adevărul. Ori a spune adevărul nu e curaj. A spune adevărul e ceva normal, intră în felul de a fi al omului. Cum zic eu, curaj e să intri în cușca cu lei. Acolo e un pic de curaj. Da. Păi în adevărurile budiste, viața e durere. Și izvorul durerii este dorința, egoismul. Iar calea de a scăpa de durere sunt mai multe căi care trebuie îndeplinite și ajungi la așa numită pace, liniște, a nirvanei. La noi este altă formă de a înțelege durerea.
suferința la noi este singura legătură dintre noi și Dumnezeu. Sunt două feluri de suferință. Este o suferință care nu te zidește și o suferință care te zidește. Deci ființa într-o ființă, cum spune Blaga. Ei, această suferință este singura cale a noastră de a ajunge la Dumnezeu. De altfel, spuneam și astăzi la lansarea cărții că dacă vrei să faci un lucru deosebit în viață, nu-l poți face numai dacă treci prin suferință. Suferința este calea mântuirii. Deci prin suferință poți să te mântui de păcatele pe care le facem în fiecare clipă. Este un proces și un coeficient de pierdere. Depinde de om. Depinde de puterea și de știința lui de a iubi. Dar altfel, iubirea adevărată este numai iubirea cristică, iubirea pentru Iisus. Celelalte iubiri, iubirea pentru mamă, iubirea tandră și iubirea pentru partener, iubirea senzuală, sunt false. Sunt numai niște palide imagini ale iubirii. Adică, eu spun că iubirea aceasta este o fata morgana, un fel de dorință care niciodată nu se împlinește, pentru că iubirea adevărată este indivizibilitatea și unifințialitatea a două vieți. Ori ca să faci acest lucru cu un alt om, nu este posibil, pentru că omul are un soi de ipocrizie, voită sau nevoită, și așa cum spune și Apostolul Pavel la Romani, omul este mincinos. Așa suntem făcuți.